În acest video vreau să prezint cum se obține un profil aerodinamic luând secțiunea din programul de analiză QBlade. Intrăm pe site-ul QBlade, q-blade.org. Aici mergem în compartimentul Download. Selectăm Download Software, apăsăm Download. În 5 secunde se pornește descărcarea. Show in folder. QBlade. Extrage fișierele, punem pe desktop, extragem. Avem pe desktop fișierele QBlade. Accesăm folderul QBlade. Avem aplicația de lansare. Aici vom deschide una din proiectele incluse în acest program, care mergem în Sample Project. Aici avem trei proiecte, chiar da, trei complete. Vom selecta prima versiune de paleta Open. Mai departe vom merge opțiunea aceasta. Aici vom avea toate profilele secțiunii, profilele aerodinamice aranjate și listate. Voi selecta din aceste profile profilul numărul 4, apăsăm click dreapta, apăsăm funcția export. Aici îi vom indica fișierul să fie exportat pe desktop. Apăsăm Save. Acum fișierul ăsta îl deschidem prin texte. Aici va trebui în dreptul fiecărui rând de cifre să adăugăm cifra 0 prin spațiu, în felul următor. Și tot așa până la ultimul rând. Secțiunea profilului dat are mai multe puncte, deci precizia coardei este mai mare. Acum mergem în partea de sus. Aici va trebui să ștergem denumirea acestui profil și acest fișier îl vom salva format texte cu aceeași denumire, numai că vom șterge extensia dat. Punem Save și acum asta închidem. Acum mai departe va trebui acest profil să-l introducem în programul proiectare SolidWorks. Aici vom selecta Share nou, Part, OK. Mai departe mergem în Features. Aici curbă trecută prin trei coordonate. Vom selecta calea de unde vom lua Share-ul dat care l-am transformat.
Apăsăm OK, îl ridicăm prin plan și am primit profilul dat aici. Acum această secțiune vom transforma în schiță, vom selecta planul frontal, vom merge la Sketch, vom face o schiță prin metoda Convert Entities. Aici selectăm coarda, apăsăm OK, am primit schița, schița va trebui să fie închisă, vom închide. Acum avem această schiță la dimensiune de 1 mm și va trebui modificată și de făcut de o dimensiune mai mare. Deci, iarăși prin funcția Scale Entities, mergem aici. Aici selectăm schițele ce trebuie mărite. Asta schiță. Asta schiță. Apoi, următoarea fereastră, selectăm punctul de origine de unde va porni creșterea. Aici vom da valoarea de 300, de exemplu. Pusăm OK. Aranjăm fața noastră. Acum, la această schiță, îi vom da grosime. Mergem la Features. Mergem la opțiunea Extruded. Și vom da valoarea de 200. Apăsăm OK. Aranjăm izometric. Și s-a primit un nou model de profil aerodinamic luat din programul CubeLade.